Iartă-l, dracu, ce? Bă, dă-te, dracu. Bă, tu știi ce am făcut eu concediul ăsta? Hă? Am citit. Și tu, mă? Ai citit ultima opera lui Liceanu? Foarte reușită, să știi. A plăcut cum reușește el să pună în evidență fenomenologia existențială dată de determinarea generală. Asta mi s-a părut ceva exhaustiv. Într-adevăr, numai dă-mi voie puțin să te contrazic. Eu după ce am citit ultima lui operă, mi-am dat seama că scoate la lumină una dintre temele lui predilecte, cum ar fi contingența, cum ar fi aporia moralității, cum ar fi toate terminologiile, în general, chintesența eternului feminin, care scoate la lumină tot ce este mai bun de la... Fă! Te dracu de fă! O, uite, bă, cât e de bună! Păsărică! Ure, dracu! Hai să ne dăm în bărci! Ia ce harfe are, nu mai da așa din punduleț! A, dracu, siliconata, dracu! Mă, cât e de bună! Dumnezeu, mă! Da, cine e mare? Barosanda, barosanda, barosanda! Bună, bă! Da, dracu, dar știi că am mai scos o operă, Liceanu, chiar în 96, dacă 96, nu mă înșel. Foarte bună, și aia mi-a plăcut cum, apodictic vorbind, pune chintesența lucrurilor în evidența exhaustivă a lumii. Asta mi s-a părut o degringoladă totală, aș putea spune.